Echinocțiul de primăvară, marcat în acest an în ziua de 20 martie, ne aduce mai mult soare, mai multă lumină, pentru că ziua începe treptat să se mărească. Ziua Internațională a Astrologiei marchează începutul unui nou an astrologic, aducându-ne bucuria unui nou început și speranța pentru vremuri mai bune. Sărbătorirea limbii și culturii franceze ne provoacă la momente de trăire și simțire profundă prin rememorarea artei de sorginte franceză. Iar fericirea, care este sărbată astăzi prin într-o zi dedicată special acestei stări, ne aduce aminte că totul depinde de noi.